Tatăl Vitreg lovea niște copii de 6-7 ani cu sârma și cu pumnii în cap? Da. Mama deja trăia săracă cu el de frică. Tu înțelegi câți copii trec prin abuz? Eu am tăcut 9 ani de zile. Doamne, Mihaela, e groaznic. Eu foarte mult timp nu am putut să o iert pe mama. Mama ta a avut cancer. Plângeam după casă, cumva, ca să nu mă vadă ea. Cum este omul Nicolae Bătgros? Sevier. Dar maestru este un om foarte sensibil, de fapt. Deci tu te-ai căsătorit în 2018. Da. Tu ești sau nu divorțată? S-o dus că l-a închinuit țăracu. Exista frica asta, iată, să recunoașteți că ați divorțat la un timp foarte scurt după nuntă. M-aș duce și eu la joc, mai, cu tot satul la un loc, mai. Dau ochii și linii-s rupti, badi, și poalii linii-s cam scurti, badi. Interpreta de muzică populară, Mihaela Tabură, este invitată a interviului Fără Protocol de astăzi. Hai să începem din start cu ceea ce ai declarat într-un interviu. Ai spus că le zici tuturor exact ceea ce gândești. Eu, din experiența personală, știu că asta nu-mi place tuturor. Și asta... Nimănui? Da, da. Unii mai zic acceptă, da, când le zici direct, dar după aia înțelegi că nu chiar acceptă. Tu ai mulți prieteni. Nu. În domeniul muzicii, să zic așa, chiar nu am prieteni. Și, da, nici nu mă scârghesc, să zic așa, mai mult domnește absolut deloc. Pentru că am înțeles că este prostesc și naiv să crezi în o prietenie, mai ales atunci când ești în creștere. Când ești pe o scară care tot o ridici și crești, mai sunt oameni care... Uite că nu vreau să mă pun eu, că Doamne ferește, eu sunt Maica Tereza și eu sunt cel mai bun om de pe pământ, dar uite, Dumnezeu pe mine nu m-a înzestrat cu aceste calități, invidii, răutate sau să vreau rău cuiva. Și dar sunt naivă crezând că alți oameni sunt ca mine, dar nu este așa. Când am înțeles că nu toată lumea este bună și credulă ca mine, am... Cumva m-am ridicat, așa m-am scuturat și am zis că gata, până aici a fost. Prietenul meu este mama, mi este sora, mai am prieteni nu din domeniu, nu pot să zic, singur oricum nu poți să trăiești. N-ai cum, îți mai trebuie și un om care să plângi, care să ceri un sfat, că viața e viața. Dar iată, tu ai deja 29 de ani. În toată perioada asta, n-ai renunțat la abordare de genul, îi spun tuturor direct în față ceea ce gândesc? La început, când am început să cânt, să merg pe acest drum, mă simțeam așa, știi, și acum mă simt câteodată, dar m-am mai calmat, un soldat, un luptător, știi, că eu azi vă spun la tăți, că tu nu ești corect, că nu-i bine așa, nu-i bine să de ce vorbiți, de ce vorbiți, că nu v-ați întors numai și ați vorbit cu el și acum îl vorbiți pe el, nu-i corect. Eu încercam să le explic lor că nu-i frumos și nu-i nici creștin și nu-i nici măcar omenești. Și sutau la mine așa, și cu asta, ce vrei să spui tu, știi? Și eu mă simțeam așa, până într-o zi zic, măi, eu n-am să pot schimba lumea. Eu doar trebuie să merg pe drumul meu așa cum am fost educat acasă, așa cum Dumnezeu m-a înzestrat cu calitățile mele, până la urmă fiecare om e bun în felul lui. Și degeaba eu o să mă bat cu pumnii în piept, că omul alege cum să trăiască singur. Asta e o normalitate în mediul vostru a artiștilor? Ca da? Să se vorbească cu cineva siu-siu-siu, mi-mi-mi în față și pe la spate să zic, uite ce... În secunda 2, în fața mea de multe ori a fost situație, în secunda 2, să zic, face-mă, prietenii de-al mele, colegi, face-mă, enervează asta, uite ce, face, n-am cum să o văd. Și s-a apropiat persoana dată, în secunda 2, Dorin, jur, vai, ce rochi frumoasă, hai, dar ce bine arăți, cât ești. Și eu zic... Eu sunt proastă? Sau eu ceva n-am auzit bine? Zic, nu înțeleg. Sau eu poate să priet de la țară? Sau eu poate să priet... Nu știu. Pățărnicie. Extraordinar. Eu cu foarte multă greutate am început să accept chestia asta. Să o accept, nu să o primesc. Că uite, ea este și trebuie să o accept. Dar tu conștientizezi că oamenii care vorbesc
cu tine despre altcineva în felul ăsta. Se întoarce și mă vorbește pe mine. Vorbesc despre tine. Da. Da, și nu m-am gândit vreodată că o să ajung la maturitatea când să pot, să știu, să dau un răspuns potrivit, să știu când să dau frâu discuțiilor despre alte persoane. Eu mă strădui să nu vorbesc, dar acum toată lumea vorbește și toată lumea bârfește cât de cât. Și nu zic eu sunt cea mai sfântă, mai sunt femeie și mai... mai zic și eu, cred că fără să-mi dau seama, inconștient. Eu de fiecare dată pornesc de la ipoteza. Ceea ce vorbesc eu despre o persoană, eu aș putea să-i zic în față. Dacă da, atunci eu același lucru pot să-l zic și altor persoane. Vai, aici ne-am înțeles. Și îmi pare extrem de important asta. Adică dacă omul ăla te confruntă și zice, tu ai vorbit asta despre mine? Da, dar asta eu pot să spun și în față. Posibil vorbesc acei oameni, eu cred, care sunt complexați, unu. Care sunt... chiar ștupeiști, că un om întreg la cap, la minte, să zic așa, eu nu cred că el are timp, sau un om care are succes și are treabă, are de făcut melodii noi, spre exemplu, în cazul meu, da? În cazul meu. Are de gândit niște videoclipuri, de a făcut ceva în viața asta, el nu are timp să mă gândesc eu și fac și Ileana cu Gheorghiță și cu Valera și cu nu știu cine acolo. Spre exemplu, da? Eu... Dar pe mine chiar nu mă interesează, sincer. Uite, când aud, mai ales în lumea noastră muzicală, nu vreau să supăr pe nimeni, dar bărbații, în mare parte, vorbesc. Ia ca și ei așa, ia ca și ei. Măi, voi aveți familie acasă, aveți copii. Voi chiar nu aveți cu ce vă ocupați serios. Mie mi-e rușine când stau și aud. Eu stau și încep, știi, să spun, dacă căutați-vă de treabă, dar și treabă și lor nu le place că eu adică încerc... ipoteza că doar femeile bărfiesc? Și bărbații bărfiesc, da. Și vorbesc, atunci când nu ai treabă tu și nu ești ocupat și nu ai cu ce te ocupa, începi să scornești în grădina altui om. Îmi place explicația. Asta e părerea mea. Dar zi-mi câteva exemple, fără a oferi nume. Deci, într-un interviu... Tu ai declarat că cineva ți-a spus că, uite, melodiile mele sunt mai frumoase decât ale tale, dar tu ești mai des invitată posibil, în emisiune. Posibil sunt mai frumoase. Eu n-am zis că mele sunt mai frumoase niciodată. Dar ție cineva real ți-a spus cine, asta în față? Că da. Melodiile ei sau a lui, nu știu sau, cine, da, erau mai frumoase? Cineva. Păi și cum te simți tu în momentul ăla? Tu, eu aș reacționa foarte dur. Eu am rămas portret. M-a rămas așa... Băi, asta serios a fost, că acolo era mai multă lume, știi, mai multe colegi. Și persoana a dat, cred că a băut un pahar în plus și nu și-a dat seama, posibil, știi. Dar clar că puteam să reacționez, cum ai zis tu, dar am decis să o iau pe calea cea pașnică și să nu mă fac de râs. Mă bucur că autoritățile publice locale se preocupă tot mai mult de nevoile oamenilor. După ce în 2020, cu suportul agențiilor USAID și SlovakAid, au fost deschise 5 centre de informare și servicii pentru cetățeni, în incinta primăriilor din Drochia, Strășenia, Loveni, Costești și Cimișlia, anul acesta sunt inaugurate încă 7 astfel de centre. Dar deja la Sângerei Noi, Cârtineni, Soroca, Dondușeni, Călăraș, Sângera și Copceac. Eu am decis să merg în vizită la câteva dintre ele și să vă arăt cum funcționează totul acolo. Ca finanțare, primăria a venit cu o contribuție de peste 74.000, însă USAID a venit cu tehnică în valoare de peste 236.000 de lei. Este foarte bine că omul poate să-și hotărască toate întrebările lui într-o singură încăpere, adică la noi, la CISC. Noi, la Sângera, cel mai mare beneficiu îl vedem în anume în ordonarea și ținerea la control a tuturor actelor de intrare și de ieșire. Chiar dacă fizic actul se pierde, el rămâne în format electronic. Oamenii spun că e mult mai simplu. A venit în primărie, deodată la intrare cineva îi spune sau îl direcționează acolo unde îi trebuiește. Oamenii sunt mult mai mulțumiți pentru că li se eliberează documentele mult mai rapid, pentru că sunt procesate în programa specială acordată de către partenerii noștri. Noi le emitem certificatul fie prin e-mail, fie la ghișeul unic fizic. Cetățenii sunt foarte mulțumiți, mai ales că ei pot monitoriza la ce etapă se află cererea lor. Au fost procurate calculatoare multifuncționare care sunt dotate cu scanere de mare viteză. Eu, în calitate de primar, de la distanță,
pot gestiona și monitoriza toate procesele de elaborare a acestor acte. Mulțumesc mult partenerilor noștri de dezvoltare, în special Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare, programului Comunitatea Mea, și sper foarte mult ca pe viitor să implementăm mai multe proiecte frumoase la Cărpineni. Mă numesc Valeriu, locuiesc de 4 ani în Irlanda împreună cu familia mea. Am venit recent în vacanță în Cărpineni și am trecut pe la primărie să ne obțin certificat de componență a familiei. De când avem tehnică performantă, putem deservi cetățenii mult mai ușor și ei nu mai stau în rânduri. Aceste centre vor contribui la reducerea timpului de procesare a solicitărilor, vor diminua cazurile de corupție și vor permite evaluarea angajaților primăriilor. Valoarea totală a investițiilor agențiilor USAID și SlovakAid în toate cele 12 centre este de $228.000, iar asta înseamnă că circa 140.000 de persoane vor avea acces la servicii administrative mult mai bune. Tu ai început relativ târziu să cânti, da, și ai intrat în mediul ăsta. O să vreau să vorbim despre parcursul tău profesional, dar ăsta e un avantaj sau dezavantaj? Pentru mine a fost un avantaj foarte mare. Și să știi că nu totul în viață este ca așa s-a întâmplat. Că ei, că așa a fost, nu știu cum. Totul se întâmplă așa cum trebuie. Și toate vin la momentul potrivit. Doar trebuie să ai răbdare, să aștepți. Îți dai seama că de copil am visat eu să cânt și eram artistă și cu piept în limimam că cântam pe prispă și aveam public, verișoara mea săraca s-a săturat ziua și în public să fie public, poate vrea și ei să dansează. Da, eu eram... Dar nu mi-a dat Dumnezeu, poate de mic, o posibilitate. Știi cum pe atunci era Ring Star, emisiuni, nu știu dacă... Sigur. De la 5 la 10. Erau multe emisiuni din astea unde copiii care aveau posibilitate și părinți care le oferea această oportunitate, evoluau. Uite, eu cu păreri de rău n-am avut, dar nici nu pot să zic mare păreri de rău. Dacă poate începeam mai devreme, poate nu știam să prețuiesc. Poate nu eram atât de conștient de ceea ce am de făcut și sigur că nu era să ajung aici. Dacă poate aveam... te plictiseai mai repede, cum se întâmplă în cazul multor copii. Da, tu ai avut o copilărie foarte complicată, inclusiv cu violență. Okay. Da, tu puțin ai vorbit despre asta, dar ziceai că o copilărie frumoasă. N-a fost întrebată. Și... Iată, eu o să te întreb și aș vrea măsura în care poți să oferi mai multe detalii. Deci, părinții tăi au divorțat când tu aveai 5 ani. Deci era vorba de violență, consum de alcool în exces. Poți să spui cum se manifesta asta în copilăria ta, dacă mai ai ceva amintiri? Iată, de până atunci, la 5 ani, care a fost motivul final al divorțului părinților tăi? Eu nu vreau să judec părinții mei, în primul rând, pentru că nu știm ce vom ajunge noi mai târziu, știi? Doamne feriește, dă ceva în cap și ești nebun. Dar, cumva, au fost, de fapt, momente care s-au memorat până în prezent, cum tatăl meu biologic venea cu bărdița și să o cauți pe mama prin casă și eu am în amintirea asta, cum stăteam în ușă și plângeam și te rog, eu credeam ca să o omoare, ca să o dați seama, copil fiind, ce-ți imaginezi acolo? Multe cazuri au fost, cu toate că a fost tatăl meu, nu pot să zic foarte tare l-am respectat pentru asta. Îi mulțumesc că mi-a dat viață, dar na. La beții erau amenințări sau asta la ordinea zilei în genere? Cred că la beții, că nu mai știu, eram prea mică și... Dar ce s-a povestit mama după? Deci el ce, era alcoolic? Nu era alcoolic. Tatăl meu nu a fost alcoolic, ca să nu se înțeleagă greșit. Doar că a fost plecat în Tiumeni, cred că ceva de genul, cu fratele lui. Acolo s-a întâmplat o tragedie, fratele lui a decedat în ochii lui. El o noapte întreagă a stat cu corpul lui mort în fața lui și el cumva s-a avut o traumă și el psihologic din treaba asta. Și când a revenit acasă, a început să bea, să-și dai seama, fratele, și pierd în ochii tăi să moară și să stai. Pe de o parte, eu îl și înțeleg, că mi-e jale, că sunt om și cu suflet, dar pe de o parte, nu, asta nu înseamnă că trebuie să faci din viața familiei tale un calvar, știi? Mama a rezistat, și într-un moment a divorțat de tot, am plecat, că era insuportabil deja. Peste ani deja ai păstrat legătura cu tatăl tău biologic?
Nu prea și-a dat al mare interes să mă caute sau să se intereseze de viața mea, ce mănânc, ce mă îmbrac, nu prea au fost Și culmea, e când ziceai înainte de interviu că tu ai fost inclusiv cu fiica lui din prima căsătorie, cea care l-ați înmormântat în momentul în care a decedat. Da, da. Tu da. De ce ai simțit responsabilitatea asta? În momentul în care el a procedat cu voi foarte urât și a avut o atitudine față de tine și de mama ta și de sora ta, inumană, să zici. Când am crescut deja mai mare, am început să-l compătimesc. Și mi-era jale de el. Că de ce tatăl meu a trebuit să trăiască o viață, o viață irosită, eu cred. Să o pierzi în beție și fără familie și fără mine, chiar mi-era jale de el, să știi. Și el a început să mă caute și să mă sune deja când mă vedea la televizor. Acum, hai, câțiva ani, 10 ani în urmă, să zicem. Când am început primele emisiuni, aveam și eu vreo două melodii și ieșeam pe la televizor și el a început atunci să mă caute. Și mă suna de pe telefonul fix, avea numărul meu de mobil și mă suna și noaptea, era beat și mă enerva la maxim. Zic, dar nu mă suna că eu dorm, știi? Dar ce îți spunea când era lucid, când nu era beat? Da, nu a fost să mă sune să fie treasă. Da. Dar tu ai simțit vreodată lipsa lui, iată, în viața ta? Toată viața mea. Posibil din, nu știu, poate cum mă vezi tu ca om, dar eu sunt de firea mea un om foarte ambițios, puternic, o femeie care, deci mie nu trebuie ca soțul meu să aibă grijă de mine, să-mi ia apărarea, dacă cineva mă supra sau mă obișnuiește cu vreun cuvânt sau vreo frază. Dar el nu reușește să îmi sară în apărare, că eu deja am descifrat tot. Eu îți descânt tot și vrei. Până. Și asta de unde vine? Vine, cred că, da, asta vreau să zic, că vine din copilărie. Pentru că atunci când ai un tată, logic, mai ales fetele, îți trage la tată și îți dai seama când cel mai mic lucru la școală, te trage de cosiță cineva și mergi și spui tatălui, tată, ia că Vasilică m-a supărat, știi? Eu n-am avut acest lux. Și întotdeauna am simțit nevoia de a spune tată. Eu n-am spus tată. 5 ani, asta e puțin. Tată spui atunci când îl înțelegi adevărat, cu adevărat acest cuvânt, atunci când ești adolescent, când ai nevoie, când ai nevoie de un sfat, când te petreci la altar, când sunt momente care eu cred că orice copil, nu vreau să mă victimizez, că nu sunt doar eu, sunt, cred că, jumătate din populație, sărași oameni. Exact, deci mai ales cei și care toată lumea trece prin asta, da. Ce ai simțit tu atunci când ai aflat că el a decedat? Sincer să fiu, o să fiu dur acum. Eram după o nuntă. Asta a fost în 2017, era în luna mai, cred că mai, ceva de gen, nu mai știu sigur. Și m-a sunat mama. Eu trăiam, că nu aveam casă, nu aveam nimic, eram la începuturile mele așa și trăiam la o mătușă de-a mea. Și eu dormeam după nuntă și eu nu răspundeam la telefon, era telefonul la silențios. Și ea vine la bucătărie în cameră și mă trezește. Uite că te sună maică ta așa. Și zici că ți răspunzi la telefon cu o decedat tatăl tău. Și eu am trezit așa nervoasă, că mine dacă mă trezești din somn, mai ales dacă sunt obosită după așa. Și zic, și dacă și eu și să fac am asta, lângiu și așa să fac. Dacă... Deci, ca să înțelegi reacția mea, a fost foarte... Adică voi nu aveați atunci nicio comunicare? Da, a fost spre mirarea mea, deci bine, acolo undeva, îți dai seama că am avut așa un sentiment că sunt om, chiar și un om străin țin jele, dacă îl vezi că stă în sicriu, că toți asta ne așteaptă, de fapt. Dar a fost cumva, măi, și eu ce-ți dau, de ce dat, mă enerva că mă trezea din somn, că eu eram după eveniment și mi-era somn, știi, dormeam. Și oricum am mers omenește, am făcut tot ce trebuie. Dar tu ai fost cea care inclusiv ai contribuit financiar? Cu ce am putut, da, împreună cu sora mea de pe linia tatălui mai mare, din prima lui căsătorie, împreună. Dar revenind la copilăria ta, deci în mare parte tu ai petrecut-o alături de bunei. Da. Mama ta era plecată peste hotare. Ai și amintiri frumoase din copilărie? Cea mai frumoasă copilărie eu am avut-o, să știi. Dar zic câteva chestii care s-au întâmplat. Am copilărit alături de verișorii mei, pe care pot să zic că sunt ca frați, pentru că iubesc la fel de mult cum o iubesc pe sora mea biologic, să zicem. Am crescut atât de frumos,
atât de, Doamne, noi am avut și oi, noi am avut și vacă, noi am avut și calma așa, și noi am avut și iapă, mai corect. Noi tu ai călărit, eu am văzut într-un clip da. Că tu erai călare pe cal, deci asta înseamnă că tu ai călărit când în copilărie. Când eram mic, aveam 6-7 ani, dar în clasa 1-a, 2-a, 6-7-8, acolo să fiu corect, eu mă duceam pe șes, luam calul, fără șa, fără căpăstru, fără nic, mă soiam calar și veneam acasă. Vreau să fiu eu, să arăt lui bunielul, că uite și eu de erou. Eu am avut o copilărie foarte frumoasă, la Prășit. Mi-a sculat la 4, Doamne, știi tare, nu urăm, plângem, cu lăcrimi, dar trebuie să ne ducem. Dar este cineva cui i-a plăcut să prășească? Da, Dorin, dar bunica mea, Dumnezeu să o ierte, încă și nu mai mințea. Uite, facem un rând numai încolo, îmi spune, câte un rând de păpușoi, spre exemplu. Facem un rând încolo, da? Și gata, taman era ora 6-5-6 dimineața, spre exemplu. Și taman cât e căldura sus, noi ne ducem acasă. Ajungem în partea elaltă, terminam rândul. Dar voi, n-ați vă și rușine să mergeți cu sapa în spate, să vă vadă satul? Înapoi câte un rând, știi că nu spune? Îți dai seama și psihologie avea bunica mea. Bunica mea era un om hapsând de lucru. Dacă nu lucrai, nu mâncai. Asta vine din perioada aia. Acum da, lumea așa mai lejeruți se uită la chestiile astea. Dar ok, cu lucru înțeleg că au fost... Da, a fost interesant. Mult. Dar joacă, tu ți-amintești, tu te jucai, aveai timp pentru joacă, aveai posibilități să faci ceva? Ce să zic, prima păpușă mi-am cumpărat-o. Pentru că mama era plecat și era greu, ea încerca să, mai ales psihotare, îți dai seama că nu e așa de ușor să găsești un loc de muncă. Noi eram mulți în grijă bunieilor și nu era așa multe posibilități. Am mers eu cu uratul și cu semănatul și am făcut 26 de lei și mi-am cumpărat o păpușă de la vecina cu o stradă mai sus și mi-am luat o păpușă cu hăinuță, eram clasa 6-7. Eram mare deja și țin minte că m-am dus și am pus sub un copac, o pătură am pus acolo și mă jucam și eram așa de fericit. Și bunic mi-a să râdea ea, că dar de grabă să trebuiască să ai vreun prieten, spre exemplu, mai sunt vreo 2 ani, dar tu te joci cu păpușele, dacă eram dorită. Dar mai este o chestie care cumva a marcat copilăria ta, recăsătorirea mamei. Deci, tu ziceai într-un interviu că tot a fost nu un mare succes și tot un coșmar adevărat pentru tine și pentru sora ta. Deci asta s-a întâmplat foarte rapid după divorț sau a durat ceva timp? Da, vreun an, ceva, nu știu cum. Mama mea n-a avut noroc în viață, zic așa. Mama mea este un foarte bun și eu o iubesc foarte tare, dar niciodată nu i-a respectat alegerile care le-a făcut în viața ei. Și întotdeauna, chiar și acum, îi zic, și-a fost în capul tău, îi zic, mamă, și-a fost, ei, știi pe vremea și cum era așa, să zică lumea, cum o femeie singură cu doi copii, singură, și mamă, și s-a nină unul, s-a nină altul, că așa era mentalitatea, așa, la moldoveni, la noi, nu-i, că să mai, și că să nu mă vorbească lumea, că singură și așa, știi cum, să nu aibă vorbi, să nu aibă, s-a recăsătorit. Găsutul mai bun. Da, cine era ăsta, tatăl tău vitreg? De unde? Tânăr, Flăcău? Nu, a fost și el căsătorit, s-au întâlnit, s-a îndrăgostit, cred că mama, mai știu că atunci eram copil, nu mai știu cum a fost la ei. Și am început a trăi împreună. Deci ei periodic mergeau peste hotare împreună? Da. Dar care s-au era problema lui? S-au cunoscut și deja când am început să trăiesc eu la bunei, din motivul pentru că ea a plecat peste hotare să ne ofere un trai mai bun. Tu ziceai în interviul despre care îmi pomeneam că era și mai nebun decât tatăl biologic. Și mai nebun, nu știu, la noi toți avem o încărcătură diferită pentru anumite cuvinte. Deci, înțeleg că el tot avea probleme cu alcoolul, tot era agresiv, violent. Cu alcoolul nu avea. Dar cum se manifesta nebunielul? Mie îmi place să zic nebunielul. Ce nu este adevărat, am zis. Un om violent, un om care ne amenința mereu. Mama deja trăia săracă cu el de frică și cu... Era frică. Iar divorț. Și cu mentalitatea era că prin rău și ghinie și a zbătut, omorât, dar măritat.
ceva de genul, știi, că eu nu găsesc explicații nici în ziua de azi. Dar a fost violență fizică la greu. Deci, mama mea săracă a fost, sper să nu super pe mine că povestesc chestiile astea, dar cred că toată lumea, majoritatea trece prin așa viață. A fost bătută, a fost săracă și cu mâna ruptă și cu piciorul rupt și din bătăi, ca să înțelegi. A fost săracă chinuită la greu. Dar voi, fiecare. Înșelată, nici nu mai vorbesc. Și eu am fost bătută, că puteam acum să strâng de pe cartofi gândacii și plecam la dansuri sau unde aveam eu activități, să zicem așa, doar ei se adună înapoi gândacii, că doar ei repede se pun în gândaci de cartofi, nu? Să vin acasă și să mă aștepte să mănânc bătaie cu sârmă, cu frânghii de astea groase, putem. Eu mâncam bătaie, îmblam vânăt în cap, pumni în cap, cu, la greu, nu că așa o palmă la școmătură, nu știu ce, asta e florișele. La greu, la greu. Nopți nedormite, unde era, îți dai seama, toată noaptea bătăi, scandaluri, cât poți să reziști. Și periodic, când veneau acasă, treceam prin astfel de situații mai puțin frumoase. Deci tatăl vitreg lovea niște copii de 6-7 ani cu sârma și cu pumnii în cap? Da. Dar mama ta de ce nu pleca? Mama pleca și iar se împăca. Nu știu. Eu acum tot o întreb. Mamă, dar de ce ai rezistat așa? Că nu știu, că mi-era frică, că și lumea și apoi era frică și de el, că era un om foarte violent și ne amenința. Mulți au avut asemenea copilării cu violență, poate nu atât de grav cum a fost la tine, dar este încă un fenomen care se manifestă de multe ori în familii unde apare un tată vitreg. Abuzul sexual, în cazul vostru, a fost abuz sexual la adresa copiilor? Nu, nu. A fost doar violență fizică. La timp am oprit... Deci existau apropouri. Da, existau apropouri și vreau să cumva să atenționez mamele care se recăsătoresc a doua oară și au fete sau chiar și băieți, că cazuri pedofili sunt pedofili și se întâmplă multe chestii. Eu cred că am avut marele noroc că eram copil mic, nu aveam 16 ori, 18 ani deja, ca să nu îi fie fric, știi, să fac ceva cu mine. Și am avut norocul ăsta, el era și de aștept, că nu a trecut această linie, graniță, să zic așa. Și am avut și noroc. Mulțumesc bunul Dumnezeu că nu am mai trecut și prin viol, să zicem așa. Tot a fost bine, dar am fost în pericol. Dar aveai frica asta că ar putea să se dea la tine? Da. Să știi că eram un copil și el fiind... un om deja matur, trecut, eu cred că el a mai încercat și cu un alt căsătorit, el a fost de multe ori căsătorit. Cred că am avut noroc. Dar care este recomandarea ta pentru... Da, mame? Am început să zic, ne-am dezbătut la... să fie atente mamele, să fie atente pentru că e foarte periculos în ziua de azi să-ți iei un alt soț, având fete mai îndeosebi, să fie atente. Pentru la comportamentul soțului, da, comportament, a copiilor? La comportamentul copiilor. Câteodată poate să fie atașarea asta, să fie cumva stranii față de tatăl vitreg. Eu aveam o atașare față de el, dar era mai mult legat cu frică. Îmi era frică. Eu trebuia să joc în teatru, că totul e bine, că totul e, știi? Ca să nu pățesc ceva. Eram amenințat. Dacă spui... o omori pe mama ta sau și pe tine, știi? Și, na. Dar el făcând apropourile astea, iată, cu tentă sexuală, tu fiind un copil, tu înțelegeai în general ce se întâmplă acolo? Eu îmi dădeam seama. Dar de ce nu spuneai nimeni? Dar eu mă făceam că nu înțeleg. Eram amenințat. Mama mă întreba, totul e ok? Da, totul e ok. Nu-ți faci nimic, nu-ți zici nimic. Mama, stai seama ca orice mamă își făcea griji și observa poate unele chestii. Și m-a întrebat, dar eu ziceam că totul e bine. Până într-un moment, când am zis că eu nu mai pot și vreau să zic
cum ăsta e periculos pentru mine. Și poate într-o zi să-mi facă rău. Mulțumesc Domnului că m-a păzit și nu am trecut prin... Și atunci s-a încheiat totul. Deci da. S-a întrerupt și căsătoria, a fost divorț și n-ați mai avut de la el niciun semn. Deci a dispărut din viața voastră. Și copiii care să fie atenți și să povestească la părinți, pentru că eu am tăcut 9 ani de zile de frică. Doamne, Mihaela, e groaznic. Tu nicăieri n-ai vorbit despre toate astea, dar tu înțelegi câți copii trec prin abuz? Tu ai fost printre norocoși când ai avut parte de abuzul ăsta sexual, dar sunt copii, fetițe, micuțe, violate de tații vitregi. Acum ce zice mama ta atât peste ani când voi vorbiți despre subiectul ăsta? Ea are regret? Ea înțelege că asta cumva v-a marcat copilăria? Eu foarte mult timp nu am putut să o iert pe mama. Scuză-mă. Dar am crescut mai mare și am înțeles că, de fapt, ea a fost victima cea mai mare, știi, dintre noi, care se învârtea, știi, în acest cerc urât. Și mă bucur că a putut să plece și să ne ofere o altă viață. Atunci mama a divorțat, eu am terminat clasa 9-a și am plecat din sat, am venit la Chișinău, ea a plecat la Moscova deja singură să lucreze, să facă bani pentru școala mea ca eu să învăț. Și a început deja mama să ne ofere, mie cel puțin, să mi ofere mai multă atenție, mai multe posibilități, m-am simțit cumva mai protejat. Spune-mi un pic despre începuturile tale muzicale. Deci, pe bune, tu ai talentul ăsta muzical sau dorința de a cânta de la bunelul tău, care cânta muzica lui Sulac? Da, bunelul meu a fost un iubitor și un promotor, așa, în mediul lui, de acasă, știi, un promotor al muzicii populare, și anume a maestrului Nicolae Sulac. El cânta întotdeauna. Mai trăgea și altul un paharuz de gin acasă, dai seama, ca orice bunel, că aveam vii și făcea vinul lui, avea vinul lui. Și trăgea câte un pahar de vin și cânta de jale. Și el întotdeauna când cânta, of, mi-i drag lumea, of, mi-i drag pământul, oi muri să-mi vină rândul. Și el cânta melodia asta întotdeauna, mai des, de fapt, și începea să plângă. El? Da, el cânta și plângea, da, să zicem. Și eu mă uitam la el, eram copil. Și începeam să plâng și eu. Dar de ce? Nu știu. Când plăcea și mie, cred că muzica, nu mai eram micuț. Nu înțelegeam de ce mă sensibilizează și pe mine. Și zic, cred că aveam și eu tentativa asta de a înțelege și de a iubi folclorul. Dar tu când ai înțeles că ai voce, că poți cânta? Deci tu cântai inclusiv în gimnaziu fiind. Eu cântam și la școală, din clasa 1-a, prima apariție pe scenă a fost în sat, de exemplu la 31 august, când era sărbătorile astea, ca în orice comună, da? La sărbătorile de anul nou, la 8 martie, cumva profesoara de clasele primare a observat că eu am dorință, poate nu atât talent, cât dorință, mai mult la copii, dorință, adică talentul se manifestă așa, ori mai puțin, ori mai tare, da? La mine era dorința asta și îmi plăcea foarte tare. Eu la toți spuneam, și la sora mea, Svetlana, inclusiv când eram mică, ea mă tachina, că eu îi spuneam că eu o să fiu, eu îi spuneam că nu prea înțelegem, eu o să fiu actriță. Și ea îmi spunea, tu ai să fii artistă, că ți-ți place să cânți. Nu, când mi-a zis cineva că actriță și artistă e același lucru. Eu încă eram tare. Și întotdeauna improvizam, luam un microfon, cântam, îmi plăcea să cânt, eram prezent la toate sărbătorile. Eu știam că vroiam să fiu în adâncul sufletului meu, îmi plăcea chestia asta. Era pentru mine, era scris de undeva, dar... Și mi-e pare foarte straniu că după absolvirea gimnaziului, tu ai mers la școala profesională numărul 5 și ai început să studiezi acolo de operator la linia automată de obținere a lactatelor. Da. Mi-am notat asta ca să nu greșesc. 3 ani, Mihaela. 3 ani, deci ăsta nu-s 3 luni, nu-i un an, 3 ani. Deci ce înveți acolo? Componența laptelui, 3 ani? Da, componența laptelui. Dacă mă întreb ceva, nu știu nimic. Că... Nu. De ce nu poate la muzică și de ce irosit, la... Poate a fost un timp irosit, dar a fost cumva irosit cum trebuie. Eu, concomitent cu acea școală, unchiul meu m-a dus... la școala Alexei Stârcea și m-a prezentat primei profesoare de canto, Ludmila Țurcan.
Vreau să-i mulțumesc acestei doamne minunate care m-a pus pe calea muzicii, să zic așa. Ea a văzut în mine un talent și am început să fac lecții particulare de cant. De fapt, m-am înscris la acea școală lunar, aveam solfegiu, pian și canto. Mergeam de 3 ori pe săptămână. Până din anul 2, eram anul 2 la acea școală profesională și am început să învăț și la această școală de arte. Mergeam până la orele 2, stăteam 2-3, stăteam la această școală și de la 3 până la orele 9 seara mergeam la școala de arte și făceam muzică. Mi-a plăcut cum te-ai exprimat tu despre asta. Dimineața studiai componența latelui, iar seara. Muzică. Wow! Și atunci ai înțeles că muzica e ceea ce îți place și ce ai vrea să faci pe viitor. Eu după ce am finisat clasa 9, îți dai seama că am vrut cumva, mi îmi plăcea să cânt, am vrut să merg să cânt, dar neavând informație, știam că este în Chișinău un coleg muzic Ștefan Neaga, dar mi s-a zis, cumva mi s-a transmis că nu am fost acolo să întreb, mi s-a zis că trebuie să ai o școală muzicală și să cunoști un instrument muzical din copilărie, adică muzica se face din copilărie, corect. Eu nu aveam nici școală muzicală, nu cunoșteam muzică deloc, nu știam nici note, nimic absolut. Și am zis că nu am fost măcar să mă interesez, că dacă mergeam atunci, eu era să depun actele la colegi de muzică, pentru că nu trebuia nici școală muzicală la canto, nu trebuia nici instrument să cunoști. Dar că așa a fost soarta, am învățat 3 ani aici, am învățat și la doamna Ludmila Țurcan și mi-a influențat cumva dorințele și scopurile pentru viitor. Ea a fost acea persoană, împreună cu mama mea, care au zis, haideți, dai la muzică, să încerci, să înveți. Și în 2011 tu ai mers la Ștefan Neaga și ai intrat la buget. Da, a fost un singur loc în acel an. Dar un singur loc. Cum explici tu asta? Ce ai făcut acolo? N-am făcut nimic. Să știi că acela a fost momentul când eu am înțeles că eu trebuie să cânt. Pentru mine a fost ca un semn de la Dumnezeu. Eu, o fetiță timidă, vai de cap meu, chiar dacă deja eram în oraș, dar văzusem eu, eram mai orășancă așa, văzusem puțin lumea de aici, dar totuși eu nu credeam în forțele mele și eu nu credeam în abilitățile mele muzicale. Eu mai cânt și eu și chiar așa și era. Nu pot zic că eu nu am fost niciodată un mare talent. Deci tu nu te consideri talentată? Eu mă consider talentată, dar nu mă consider un mare talent. Punctul meu forte a fost ambiția de a demonstra, pentru că în mine nu credea nimeni. Eu când am intrat la colegii de muzică, am zis că asta este al meu, gata, acesta este un semn și eu mă apuc să cânt. De ce nu credea nimeni? Eu vedeam colegi, spre exemplu, de-ai mei, care erau instrumentiști, da? Și cumva instrumentiștii în fața la soliști sunt cumva mai sus, așa, pentru că ei cunosc mai bine muzica, teoria muzicii, e mai greu la ei ca la noi. La noi e puțin mai ușor, știi? Aici cântăm, aici nu, știi cum, și trece mai ușor ani. Și cumva mă luau așa peste, și mai este și asta, eu, ca să înțelegi, eu m-am dus la colegi de muzică Ștefan Neagă, eram anul întâi și eu nu știam cine e Maria Ciobanu. Maria Ciobanu e o mare cântăreață în România, o privighetoare a folclorului românesc. Și eu nu știam, îți dai seama ce... Și îi făceau mișto pe seama asta. Rușine pentru mine. Da, sau eu nu, și într-o zi m-am enervat eu. Și am adunat informații de la care știam eu că au muzică și aveam un câștigat un mini player de ăsta așa micuț și mi-am pus acolo împătrierea. Și cred că mi-am pus vreo 200 de cântece. Diferite, dar folclor de ăsta, Nicolae Sulac, Maria Drăgan, diferite, toate, din toate zonele României, diferiți cântăreți. Și ascultam seara, mă puneam în pat la cămin și puneam căștile în urechi și făceam cunoștință cu folclorul românesc. Tu de atunci știai că o să faci da, eram muzică deja, populară? Folclor. Eram deja, da, eram la canto popular. Dar eram... cum tu ai mers anume în direcția asta? Doamna Ludmila Țurcan m-a îndrumat. Dar este un specific, explică, iată, pentru cei care nu înțeleg. Nu mi este foarte clar cum cineva merge să cânte muzică pop, dar cineva muzică populară. Eu aveam populară. În sânge, aveam floricelele astea, aveam gustația asta în muzică, aveam cumva maniera de muzică populară. Dar e un specific al vocii?
Da, este cumva, sunt niște floricele, uite, când doar deosebești când cântă o melodie muzică populară, când cântă cineva și când cântă muzica ușoară, e cu totul altceva. Adică muzica ușoară e mai ușoară decât populară. Păi nu știu, depinde, de la caz la caz. Dar tu mereu știai că o să faci muzică populară? Nu, mi-i dai seama că orice adolescent îmi plăcea diferit. Britney Spears? Da, Celine Dion și nu știu ce, că ascultam muzică frumoasă din copilărie. Dar îmi plăcea de mic, o ascultam pe doamna Zinaida Julia, pe Adriana Ochișanu, aveam casete cu ele și ascultam, îmi plăcea foarte tare. Cred că cumva aveam gustația asta de muzică bună. Muzică bună, frumoasă, nu prostii, știi? Dar știi ce mi-a plăcut mie când am aflat? Că tu, până a merge la Ștefaneaga, deja ai fost la câteva evenimente și mai și cântai. Sau în perioada studiilor. Adică, oricum, tu încercai să-ți câștigi banul tău de pe eu muzică. Încercam. Eu încercam să mă descurc. Cu toate că când am finisat școala profesională numărul 5, aveam așa un plan eu. Să mergi la Moscova. Să merg la Moscova. La lucru. La lucru. Că am mai fost eu pe vară, mă duceam când era vacanță, în timpul acestor 3 ani, mă duceam la Moscova, la mama mea și într-o vară am vândut flori, noaptea vindeam flori. Dimineața mă duceam cu mătușa mea la piață, că avea o gheretă așa cu draperii, cu business de-a lor. Și mă duceam și o ajutam cu cutiile, așa, Ianu. Și seara, de la 8 până la 8 dimineața, eram la flori, vindeam flori. Și ai făcut bani și ai înțeles că acolo poate câștiga. Și am făcut bani și mi-am cumpărat primul telefon și mi-am cumpărat haine pentru școală și eram fudul. Și vroiam după această școală să merg să-mi fac banii mei, să-mi fac bani să-mi cumpăr mașină. Era un scop extraordinar. Și ai renunțat când au insistat și mama ta inclusiv, da, ca să mergi mama la muzică? Mama a fost omul care a zis, hai să încercăm. Da, hai să încercăm, știi cum. Zi de festivaluri. Deci nu vreau foarte mult despre festivaluri să vorbim, pentru că știu că ai fost la multe, ai câștigat la multe dintre ele premiu mare, dar sunt două festivaluri care mi-au atras atenția. În 2014, Trofeul Maria Drăgan, cred că e unul dintre cele mai importante pentru tine. Începutul meu, pot să zic chiar da, așa. Da, și Trofeul Nicolae Sulac, în 2015, când spuneai tu că a fost cel mai frumos an din viața ta. Da. Deci, de ce merge un artist pe la festivaluri? Ca să-l descopere orchestrele, ca să-l descopere alți artiști sau câștigi un bănuț? Care e avantajul? Dorine, să știi că am avut de multe ori afirmații în partea mea de la alți colegi mai mari și mai consacrați că așa repijor ai apărut și așa, bravo, dar și ai făcut așa, știi, cu aberații de astea, cum așa răbdi? Păi stați o leac, dar voi v-ați documentat, știți la câte festivaluri am fost eu, că am învățat o școală muzicală, pur și simplu, eu am fost ambițioasă și am știut ce am de făcut. Eu am studiat, în timpul ăsta mergeam și pe la festivaluri, am început să merg prin România. În 2014, eram anul 3 la Colegiul de Muzică Ștefaneaga, am luat trofeul la Maria Drăgan, cum ai zis tu, deja aveam 22 de ani. Eu am învățat colegiul ăsta când aveam o vârstă, nu... Onorabilă, să-i zicem așa. Da, onorabilă, știi că la vârsta asta deja mulți sunt și cu melodii și cu videoclipuri. Eu abia am început și eu știam ce am de făcut, eu știam ce vreau. Eu știam că eu vreau să devin, nu vedetă, dar eu vreau să fiu interpret bun, să muncesc, să capăt și să merit respectul muzicanților adevărați. Am mers la festivaluri, prin România inclusiv. În 2015, în vara anului 2015, am făcut cunoștință cu maestru Nicolae Bodogroș și Orchestra Lăutarii, ceea ce mi se părea mie ireal. Eu visam o melodie să fac. Zic, Doamne, dacă să fac o melodie, cred că asta o să fie apogeul vieții mele. Dar cum a fost? Erai în România, la Brăila? La Brăila, la un festival. Tu te-ai apropiat de ei de tine? Nu, eu trebuia să merg la festival și aici, în Chișinău, l-am sunat pe maestru. Mi-a dat numărul de telefon... Tremura? Da, mi-a dat numărul de telefon Stella Botez, parcă acum țin minte, și mi-a zis, sună-l pe maestru dacă vrei să te duci ca să te asculti mai întâi să cânți ce vrei să cânți în acel festival, pentru că ei cu orchestra acolo acompaniază.
Vai, zic, da, neapărat. L-am sunat pe maestru, el a acceptat să ne întâlnim la Palatul Național, acolo la orchestră și la pian, să asculte ce o să cânt eu. Și am cântat, m-a întrebat ce fac, unde sunt, că am văzut la colegii de muzică, așa, am cântat ce am avut de cântat, mi-a sfătuit, cântă, uite, Doina asta și melodia asta, eu l-am ascultat, am trecut preselecția, am intrat în acel concurs, am mers cu orchestra, cu autocarul, cu orchestra, am fost eu și am mai fost, îmi se pare, încă doi concurenți de la noi, la Brăila și acolo am cântat prima dată cu orchestra Lăutare pe scenă și eu credeam că asta e tot, mai mult, și poți mai vrei de la viață. Și atunci a început marea nebunie. Da. Ei ce te-au remarcat, ce au zis? Mihaela, uite, tu ai talent, nou ne-ar plăcea să mai facem ceva împreună sau tu te-ai băgat în seamă. Dar cum se întâmplă? Dar nu m-am băgat în seamă deloc. Asta a fost în luna iulie. În luna august urma alt concurs la Giurgiu, cred că. Da, că nici nu, dar sincer nu mai țin minte, la Giurgiu, cred că, și era departe. Și la fel pleca orchestra să acompaneze Lăutare. Eu m-am înregistrat în acel facult, tot online, m-am înregistrat în acel concurs. Trebuia să trec preselecția, că acolo mergi și cânti preselecția, vreo 100 de copii, treci în 30, din 30 în semifinală și tot așa mai departe. Și orchestra la fel trebuia să meargă acolo, adică la o lună distanță. Eu iar am stat mai sus, poate să merg cu voi la festival, să merg cu autocarul ca să nu mai cheltui bani, pentru că prin România eu abia am ieșit și eu din satul meu și mă pornesc pe România și erau bani cheltuiți pe drum, pe asta. Și au zis că bine, mergi cu noi, doar că noi avem înainte de cozi, trebuie să ne pornim mai devreme, că avem un spectacol la Botoșani. Și am zis, dar nicio problemă, tamana să mă uit și să privesc, să primesc plăcere, să prind experiență, o să mă uit la voi. Și maestru îmi zice, ți-mi minte, coboram scările. Dar de ce să te uiți la noi? Dar poate cânti cu noi în spectacol. Tu, dai seama și eu să... Ce să cânt? Că eu aveam două melodii. Cum să cânt? Păi uite, să cânt o melodie de așa, să cânt la Fântâna lui Gheorghiță, mi-a făcut maestru program. Și ai cântat? Și am cântat în acel spectacol. În 2015. Și ai reușit să-i convingi? Nu știu, am ieșit prima, am deschis concertul. Cred că considerat dumnealui, eu nu știu, ți-am zis că niciodată nu m-am considerat un talent eu. Eu sunt foarte realistă, cu picioarele pe pământ, un talent extraordinar. Dar cred că dacă publicul mă iubește și maestru îmi dă ocazia să fiu alături de ei, cred că este ceva. Că nu sincer, eu tot nu mi-o explic niciodată de ce. Cu siguranță este ceva. Iată, o să-i provocăm pe cei care privesc acest interviu să scrie în comentarii care este fenomenul tău. Mai întâi să mă urmărească pe canalul meu de YouTube. Să asculte melodiile. Să asculte melodiile. Tu ai cântat și alături de frații Advahov în 2015 la Podcova de Aur. Da, tot în 2015. Da, a fost tot încă un moment. Nu degeaba ai zis tu că a fost anul meu favorit, așa. Am cântat și la... Am luat Nicolae Sulac și am mai participat la prezintă Orchestra Folclor, alături de Orchestra Folclor și maestru Petre Neamț. Și acolo am luat trofeu. Și am înregistrat, eventual făcusem cunoștință cu orchestra, vorbisem cu Corneliu și... Băturos. Da. Și aveam o melodie compusă de mine. Că majoritatea melodiilor mele le compun eu, efect mai nou, și linie melodică și text. Pe bune? Da. Inclusiv alea cu milioane pe YouTube? Da. Hai că acum și ajungem și la aia. Și... Îmi place. Și... am imprimat prima melodie cu Orchestra Lăutare, Dor de Casă și de Sat. În luna octombrie am lansat-o, am făcut și un videoclip. Am făcut sponsorizat de mama săraca, că i-au zis că hai să-ți fac un cadou mai mare așa și să-ți fac un videoclip. Parcă am în minte. Cât a costat? 300 de euro. Că am filmat cu echipa cu mătrii mei la prezent, dacă pot să zic, da? Adică cu reducere. Prima dată au filmat și ei cu mine, Viorel Marcu, cu mătrul meu. Ei, era prima lor experiență de a filma un videoclip, la anunț filmau. Și eu, primul meu videoclip cu regii, cu așa, mă filmasem din astea așa lângă copășel, pentru mine asta sunt clipuri. Eu nu cred că pot să zic videoclip la ăsta, știi? Niște clipuri așa. Dar cu regii, cu oameni implicați, cu căruți, cu cai, cu oameni, a fost atunci, în 2015. Și cumva am avut și oportunitatea asta să cânt și la Podcoava de Aur.
grandiosul spectacol. Cu frații Advahov. Cu alături de frații Advahov. Spune, te rog frumos, într-un an de zile atâtea nevoi pe capul meu, eu eram în euforie. Țin minte că trăiam la cămin, la căminul Academiei de Muzice și Arte Plastice, pentru că eu am început după Ștefania ca să învăț la Academie, dar am lăsat. Când nu mă regăseam, am început să văd management artistic și nu mă regăseam acolo, nu reușeam cu nunțile și nu reușeam cu concursurile. Și am lăsat. Și dai seama, eu, atâtea trofei, luam în anul și ăla, mergeam și eu ca un om obișnuit, mă grăbeam încolo, toți, au și mândra asta, iau și mândra asta. Dar eu nu vedeam, că eu nu eram mândră. Doar tu nu mergi pe drum și te saluți cu om pe care nu-l cunoști, nu? Sau salut da, toată lumea care nu știi? Nu e o chestie, e absolut normal. Păi eu dacă nu știam, nu salut. Păi dar eu dacă nu te cunosc, cum să te salut? Apoi dacă ne cunoaștem și vorbim, uite ce faci, da, nicio problemă. Fudulia și mândria, la sigur nu despre mine. Cu toate câteodată. Eu cred că deja oamenii au remarcat. Oamenii percep altfel. Dar, spune-mi cum este omul Nicolae Bodgros? Bine, noi înțelegem maestru Nicolae Bodgros, dirijorul, și poate o să zici și inclusiv despre partea asta profesională. Dar omul, tu cum l-ai cunoscut? Era atât de frică că credeam că cad jos acolo. Tu înțelegi, Orchestra Lăutarei și maestru Nicolae Bodgros, pentru că Nicolae Bodgros de fapt este Orchestra Lăutarei, el e sufletul și el e toată puterea. Pentru orice interpret de muzică populară, fie el mic sau mare, îi ca un rege, știi? Ca Dumnezeu. Dumnezeu muzicii populare. Chiar cu toată, o să risc să zic așa, asta e părerea mea și la toți. Pentru că maestru a făcut ca muzica și o orchestră să sune așa cum nu sună altă orchestră. Pentru mine era apogeul carierii mele și numai că îl cunosc pe omul ăsta. Îți dai seama ce înseamnă pentru un... Chiar am un copil care vrea să cânte și el, săracul. Ai reușit să-l cunoști pe omul din spatele maestrului? Da. Să știi că el este foarte sever. Da, și este foarte punctual. Dar maestrul este un om foarte sensibil, de fapt. Așa-l văd eu. Și un om trecut prin viață. Cu greutăți, că nu poți să faci așa o carieră uriașă și să fii bine. Dar tu acum ai ocazia să lucrezi cu Orchestra Lăutarei. Într-adevăr, e disciplina acolo la cel mai înalt nivel? Adică dacă cineva întârzi, e pedepsit. Sau practic nimeni nu întârzi. Nu e pedepsit, nu chiar așa, că nu e tiran, Doamne ferește, nu e chiar așa. Maestrul e și înțelegător, dar dacă nu ar fi această severitate, să zic, poate nu ar fi orchestra atât de disciplinată. Disciplina e tot. În orice domeniu, eu cred. Chiar și în muzică. Eu când am început să merg la spectacol, să am avut prima mea nuntă în România cântată, a fost alături de Orchestra Lăutare. De formația Lăutare și de maestru Nicolae Bodgros. Prima nuntă, dar România se cântă mult, Dorin, nu ca la noi. Două sârbi, o horă și te odihnești. Acolo cânți câte jumătate de oră într-una, o oră. Și am avut tot marele noroc, chiar să zic, prima mea nuntă în România. În România nu poate să cânte orice solist de la noi. În România nu cântă orice solist, pentru că acolo trebuie să cunoști muzică. România este un public mai serios, un public care înțelege muzica populară și care știe și textele, care cunoaște muzică. Și tu ai repertoriu? Tu... Și eu am ascultat alți interpreți care deja sunt bine informați, am ascultat, am furat în sensul bun, în sensul că m-am documentat și am știut să-mi fac informații ca să pot să merg și acolo. Și ca să mergi în România trebuie să știi, să poți să duci informații, să cânți, să știi ce să cânți. Nu e chiar așa simplu. Dar fiul lui, Corneliu Bodgros, voi sunteți prieteni? Da, pot să zic așa, suntem cumva puțin mai apropiați cumva. Păi el te ajută cu
aranjamente muzicale. Da, eu lui Corneliu Podgros îi sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce face în partea carierei mele, să zic așa, pentru că foarte mult contează și el îmi compune și linii melodice, care eu câteodată nu-mi vine inspirația. Îmi face orchestrațiile la melodii, da? Chiar și imprimările. Eu colaborez cu Corneliu. Eu cu maestru, niciodată n-am stat cu maestri, haideți să facem o melodie. Acolo cumva, știi, e aceeași orchestră, poate să vină maestru la imprimări, dar toată procedura cumva, uite, melodie melodică, dacă merge așa, e cu Corneliu, știi? Și eu îi mulțumesc, chiar îi sunt foarte recunoscătoare și pot să zic că poate o mare parte din succes îmi vine și din motivul că cânt alături de orchestra Lăutari. Da, și nu... Da, cu siguranță, aici cred că... Contează pe cine ai lângă tine. Contează pe cine ai, uite, dacă poate eram cu altă orchestră, poate nu aveam succesul ăsta. Da, poate o să te superi acum întrebarea asta. Ia vezi, nu mă întreba. Dar oricum, la fără protocol, oamenii se așteaptă că eu pot întreba orice. Deci, de-a lungul timpului au fost tot felul de zvonuri, da? Că cei care ajung în orchestra Lăutarii sau cei care ajung scând într-o orchestră extrem de importantă, în special, da, într-o orchestră importantă, cam știu ce vrei să mă întrebi. În special femeile, fetele tinere, frumoase, necăsătorite, trebuie să treacă prin patul dirijorului sau prin patul unuia dintre liderii orchestrei. Tu ai auzit zvonuri de tipul ăsta la adresa ta? Că iată. Da. Și te supără? M-am luptat. Să știi cât tare mult sufeream la început. Dar apoi am zis că... Ia stai. De ce trebuie să fiu eu proastă? Da, pentru că altfel nu pot să mă caracterizez. Și să sufăr, să plâng la ceea ce nu este adevărat. Dar ce spuneau despre tine? Dar îți dai seama, de unde copchilul ăsta au început să cânte și așa... Tu înțelegi că eu singur nu explicam de ce eu am norocul ăsta? Dar tot Dumnezeu, până la urmă, dă la oamenii care merită. Hai că gata, nu-s modest. De ce? Păi eu tot nu cred în puterea întâmplării, da? Eu cred că dacă depui efort, la un moment dat, parcă și norocul se trage la tine. Dar ai existat din asta, da? Că ea prin pat cuiva a ajuns cânte acolo. Posibil, dar bine că tu mi-ai luat-o înainte și că eu am vrut să răspund altfel. Și răspund nu că ții, dar... celor care ne ascultă, că anume fetele. Înseamnă că și bărbații care, tinerii care încep să cânte cu orchestra Lăutari sau fac un album, tot trec prin pat. Îi prostească gândirea asta la oameni. Deci e așa de... Și să știi că nu e așa de simplu, dar cum poți să treci prin pat și apoi să te despărțești? Sau cum mergi chestia asta? Cum crezi? Eu... Nu, știu, imaginez că... E așa de... Fără... Nu știu, eu cred că așa gândesc doar oamenii, și aș pot să vorbească așa prostii, doar oamenii care nu sunt stare de nimic, da, și care cred că ei mai mult n-ar putea face. Și acum, cred că ar putea face ei asta. Acum tu ești împreună cu ceva, da, ești căsătorită, Cornel și el urmează să facă nuntă? Sau a făcut-o deja, nu știu exact. Da, dar de-a lungul timpului, el era divorțat, tu erai singură, voi ați început să colaborați. Apăreau niște zvonuri de genul că, iată, Mihaela Taburu și Corneliu Bodgros. Ei, dar Corneliu nu doar lângă mine, Corneliu cred că a fost cuplat cu cu toate femeile. Dar voi discutați despre asta, cântăreți. Deci în momentul în care apar asemenea zvonuri, tu te întrebi cine le lansează, de ce? L-am întrebat odată pe Corneliu, uite și să discut și să vorbești așa, și el, dar nu trage atenția, Mihaela, și cu tine. Tu știi adevărul și nu știți cu prostiile astea. Dacă era ceva, puteam să recunosc, ce e rușine sau ce? Să ai o relație cu cineva sau... Și mai cu seamă că... De ce să fiu cu Corneliu amantă dacă eu m-am căsătorit pe atunci când erau zvonurile? El a fost la mine la nuntă. La mine la nuntă s-a cunoscut cu actuala lui. Pe bune? Da. Deci stai o clipă. Corneliu Bodgros s-a cunoscut cu viitoarea lui soție, da, cu care urmează să facă nuntă, la nunta ta. Da. Viitoarea lui soție a fost, cumva, să zicem așa, vornicic sau pentru fetele de onoare. Deci ea este o... Prietenul de-a ta, da? O cunoștință de-a mea, o cunoștință. Wow! Ai prespus că ar putea ajunge până aici?
Nu. Păi și vezi că lumea gândește, dar lumea nu știe de fapt ce se întâmplă și cum merg lucrurile. Uite că vezi, penibil câteodată. Ți-au schimbat viața cei de la Lăutari, inclusiv a contribuit foarte mult în activitatea ta profesională, Corneliu Botgros, și tu ai contribuit la viitorul lui personal, să zicem așa. Da, și eu mă bucur că sunt fericit și el s-a întâlnit în sfârșit sufletul pereche, pentru că Corneliu este un om deosebit și un om cu suflet bun. Foarte, eu îl cunosc și ca suflet, un om sensibil, cu suflet bun, care merită să fie fericit, să fie iubit. Eu îl respect foarte tare. El a fost și la Fără Protocol, da, și avem un interviu care e destul de bine vizualizat. Oameni buni, dacă nu l-ați văzut, aici undeva sus, da, o să apară. La recomandări, așa că urmăriți-l. Eu știu că tu ai urmărit câteva interviuri Fără Protocol, cel puțin cu colegii tăi de breaslă. Sper. Eu sunt un fan al emisiunii tale, să știi. Eu mă bucur. Înseamnă că știi de rubrica Aurelius. Da, și așteptam aici... cu nerăbdare. Apropo, trebuie să spunem și celor care au venit că și tu mi-ai adus o sticlă cu vin și pentru asta îți mulțumesc, așa că eu îți răspund cu aceeași monedă. Am aici Aurelius Chardonnay Sauvignon Traminer 2020. Alb. Așa că la un pește bun ți-l recomand cu încredere, dar vreau să te provoc. Nu știu dacă tu acum te consideri populară, dar la un moment dat tu ai înțeles că ai căpătat o anumită popularitate pentru că ai melodii care au milioane de vizualizări și o să vorbim despre ele. Care au fost cele mai neobișnuite reacții pe care le-ai avut din partea unor oameni sau a unor fani de ai tăi? Neobișnuite... Na, să zic așa că eu sunt om așa mai picioarele pe pământ, dar care mi s-au întipărit așa... care le primesc aceste fraze, le primesc cam peste 2-3 întâlniri. Când mă întâlnesc, cam le primesc așa periodic. Măi, dar și de frumușică, și parcă ești un copchel în realitate, știi? Că nu, uite, acum sunt machiată, sunt aranjată, dar de obicei îmi prind aici așa o coadă și am plecat, adică nu mă chitiesc, nu mă gătesc zilnic. Și lumea când mă vede așa, fără costum popular, pentru că el dă ceva ani, îmi zice, Doamne, dar și copchel frumușal ești în realitate, așa, tinerică, doar trezor, așa femeie mare ești. Dar apropo, eu am remarcat așa asta. Așa femeie deci, mare, deci, tu, apropo, ai venit cu ținuta, asta e ținuta ta, deci ea, într-adevăr, dă un pic de ani. Dă vreo 5-10 ani, ți-i adaugă fără... Eu încerc să-mi fac cosiți, așa, să-mi țin eu stilul meu, să am, când duc două cosiți, știi, cumva să nu mă duc așa departe, la 40 chiar. Îmi place istoria ta. Încă o dată îți mulțumesc tare mult că ai adus ținuta și noi am putut ilustra frumos aici interviul nostru, așa că vinul ăsta este pentru tine. Sper să-ți placă. Cu siguranță. Tu ai avut câteva etape mai dificile în viața ta, personal vorbind. Am vorbit despre copilărie și tot prin ce ai trecut, dar din momentul în care tu ai început să mergi în România, tu la un moment dat, în 2016, dacă nu greșesc, ai avut un accident. Foarte puțin ai vorbit despre asta. Ce s-a întâmplat? Tare mult te-a marcat accidentul ăla, ziceai, și da, nu erai tu la volan. Nu eram eu la volan, mergeam la un botez, la o cumătrie, la Iași și în localitatea Tomești, înainte să ajungi la Iași, era o curbă și eram cu un coleg alături, el era la volan, eu. Am avut marele noroc, cu 10 minute înainte de acel impact, am ridicat scaunul pentru că era culcat și încercam cumva să dorm și mi-am pus centura, pentru că nu aveam centură. Eu dacă nu aveam acea centură pusă, cred că nu eram aici cu tine și nu dramatizez, serios. A fost o problemă, nu ne-am lovit de altă mașină, cumva s-a pierdut amortizarea, ceva, să zic, și s-a produs acel impact, ne-am răsturnat, ne-am dus într-un gard de beton. Deci mașina s-a răsturnat? Odată așa s-a răsturnat, era, nici n-avea ușile, a sărit... A fost grav. Mașina nu a mai făcut nimic cu ea, a lăsat-o acolo la fier. Era distrus complet, complet, deci... Dar câți oameni erați în mașină? Numai noi doi eram și în altă mașină era alți doi colegi. Și a început mașina să umble așa tot drumul și eu m-am apucat cu mâna de să mă țin și în gândul meu am zis că asta e tot.
chiar sincer, atunci am crezut că eu am văzut moartea cu ochii. Cred că am avut amândoi de suferit. El a avut o pierdere financiară, îți dai seama. Nu-ți imagine. Prima mașină și-a cumpărat-o colegul, apoi... Dar Orga, fizic vorbind. Eu. Te gândești din asta, Orga a avut de suferit, da? Da. Ai revin și spun ce am avut de suferit. Când m-am coborât din mașină, când așa, eu mă gândeam, hai ce mergem să cântăm. Eram cu mâna ruptă, cu fisură la gât, dar nu simțeam atunci nimic. Deci tu ai fractură, mâna a fost fracturată, da, în trei locuri, aici, dar era închis, știi? Și cumva colegii ei că n-ai nimic. Dacă te-o dată închis, poate fi mai grav, că, știi? Și eu am ieșit din mașină și am mai stat, că am stat pe acolo, a venit ambulanța și eu, dar cum, hai să dăm, cum mergem la cântat, reușim să mergem? Băiețul la mine, și cu tine, care cântat, liniștește-te, gata, nu mai cânti azi. Și după aia tu ziceai că asta te-a motivat să primești mai repede permisul de condus. Da, să conduc eu, să fiu sigur, că dacă pățesc ceva, știi cum, mi-am făcut-o cu mâna mie măcar. Și nu m-a dus în mormânt, Doamne ferești și urghesc, Doamne. Un alt moment dificil în viața ta s-a întâmplat un pic mai înainte, deci când tu ai început studiile la Ștefan Neaga și ziceam la început consecințele bătăilor și loviturilor pe care le-a primit mama ta de la tatăl tău biologic, după aia de la al doilea soț. Deci mama ta a avut cancer. Da. A avut cancer. Ce s-a întâmplat în perioada aia? Pentru că înțeleg că situația era destul de gravă. Da, am mers la spital, i s-a umflat cumva puțin aici în zonă, că a avut cancer la glanda tiroidă, i s-a umflat aici gâtul așa și am mers la spital și a depistat cancer la glanda tiroidă, stadiu 3. Ca să-ți dai seama că la 4 deja nu mai este cald ieșire, da? Nu e bine, foarte rar, adică situația e complicată. Da. Și, ce ați făcut atunci? Mama, îți dai seama, depresie și așa, eu nu arătam că sufăr și mi-e frică. Toți frații ei au fost alături. Noi râdeam, făceam glume, râdeam de ea, încercam, știi, să o... Dar când ieșeam din casă, mergeam, de exemplu, mă duceam acasă, mergeam, ieșeam afară și plângeam după casă, cumva, ca să nu mă vadă ea, știi? Și mi-era fric să nu o pierd. Cum s-a rezolvat tot? A făcut o intervenție chirurgicală, i s-a extras de acolo aproape toată glanda tiroidă și până în prezent e ok, deja de atâția ani de zile, slava Domnului, cu pastile și menține hormonii, e ok. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ferit de o tragedie adevărată, știi? Că de fapt aici s-ar fi terminat tot. Dar tu crezi că este vreo legătură directă între ceea ce a avut ea de suportat în tinerețe? Da, săraca a avut de suportat și îți dai seama că organismul ăsta nu-i de fier și consecințele la diferite trăiri și traume din tinerețe te ajung la bătrâneță. Na. Viața personală, căsătoria ta, aici avem mai multe legende. Tu nu prea vorbești foarte clar ce s-a întâmplat la tine. Ai avut o nuntă foarte mare, ai avut peste 300 de invitați, mulți interpreți, dirijori, instrumentiști, evident, din domeniul vostru de activitate. Tu te-ai căsătorit cu un saxofonist. Da. Clarinetist, saxofonist. În 2018. În 2018, da. Spune-mi un pic, cum v-ați cunoscut, unde? Cum ați ajuns la această etapă importantă din viață? Noi ne cunoșteam pe atunci, de vreo 7 ani, noi am fost prieteni, colegi, mai cântam pe la evenimente și într-un moment dat a apărut așa o scânteie, nu foarte serioasă de la început, era așa o aventură, să zic, mai copilăroasă, după care, într-un moment dat, Inielul și cererea în căsătorie. Da. Pe bune? Așa neașteptat a fost. Până câteva luni, cred că am început să facem, am făcut cunoștință cu părinții, gata, eu te iubesc și eu te iubesc și meargă viața sănătoasă. Dar tu... Și a trecut ceva timp și eu i-am zis că ne iubim, dar totul e serios. Că eu nu, mie nu-mi place să îmblă cu mâța în sac vorba și aia, știi? Ori da, ori nu. Eu îl iubeam foarte tare. Întrebarea mea.
Tu ești sau nu divorțată? Sunt divorțat. Așa, deci tu te-ai căsătorit în 2018. Da. Când ai divorțat? Premieră, uite, prima mea declarație despre... Tot în 2019, pentru că am făcut nunta în septembrie 2018 și în vara anului 2019 am divorțat. Deci niciun an nu ați fost împreună? Da, jumătate, da. Wow! De ce până acum nu ai confirmat asta? Pentru că trebuie să recunoaștem, în mediul ăsta se vorbea despre faptul că ceva nu este clar în căsnicia voastră și se vorbea că mergea spre divorț sau că chiar sunteți divorțați. Dorin, cum să vorbești despre niște chestii când tu ai impresia că îți cade lumea în cap? Și tu ai eu aveam impresia că nu mai am pentru ce trăi. Pe bune? Da. Păi, dar divorțul înseamnă că ceva nu merge în căsnicie? Poate uneori e o soluție? Nu, nu a fost că nu merge. Noi suntem foarte compatibili și noi ne iubim foarte tare. Dar ideea era că noi eram puțin, ne-am grăbit, eu cred. Puțin eram copilăroși. Eu prea impulsivă, el puțin copilăros, să zic cumva, și eu copilăroasă și... Trebuia puțin să te mai cunoaștem, dar noi fiind în euforia aia de dragoste și eu aveam deja 25 de ani, el avea 26 și zic, măi, e momentul potrivit să începem, să trecem la o altă etapă. Chiar nu că noi împreună, dar personal, ca om și ca durată a vieții și a etapelor, cred că e momentul potrivit să ne căsătorim și așa. Și eu vroiam să mă căsătoresc, să fiu o fată la locul ei, la casa ei și... Na, și puțin ne-am grăbit, dar... Dar spune-mi încă un lucru, exista frica asta, iată, să recunoașteți că ați divorțat la un timp foarte scurt după nuntă pentru că ați avut mulți invitați, ce vor zice oamenii, ce va zice, nu știu, o rudă, ce vor spune colegii de breaslă. A existat asta undeva acolo în minte? Normal. Normal, pe noi pe toți ne urmărește, de fapt, orice om care ne lua, fie el public, fie el un om de la sat care e simplu și nu are funcții, nu știu de care, și o să zică lumea. Asta e, fără această frază și fără această gândire, nu există om, eu sunt sigur. Și a fost o frică oarecare, dar na. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci vorbim despre Santa Barbara voastră. Ei, telenovele, la noi. Acum revenim. Telenovele. Deci voi acum sunteți divorțați, dar voi acum sunteți împreună. Da. Deci tu cu același bărbat formezi acum un cuplu. Da, eu am fost cerut în căsătorie de două ori. De același bărbat? Da. Așa, și explică. Mă tem să nu vie și a treia oară. Eu n-am mai spus nici în un interviu că sunt divorțată, eu întotdeauna am negat. De fapt, nu am negat, nu am zis că nu sunt divorțată, pentru că ar fi fost urât din partea mea să zic ce nu este adevărat, am zis că îmi place să fiu sincer și adevărat. Doar că nu am dat declarații, am evitat acest subiect. Ca să-mi protejez cumva starea mea de bine, mă durea, e normal să te doară. Când orice om când are un eșec în viață, îl doare și vrea să fie bine la el. Și eu nu sunt omul care aș fi vrut să am, nu vreau să am, nu am vrut niciodată să am multe căsătorii, să merg, totdeauna am visat să am o singură căsătorie și cu un singur bărbat și să am copii și să fim fericiți. Cât a durat perioada asta de despărțire și cum v-ați reunit? Am stat despărțit, cred că vreo jumătate de an. După care el a înțeles că mai bun ca mine nu este. Hai, Dumitru, da? Dumitru, scuz-mă, te rog. Dar tu singur spui asta, na, eu nu-s modest. Nu, pur și simplu, noi o leacă suntem în copii. Chiar dacă aveam o vârstă deja la 30, dar acum nu, dar atunci eram încă copii și poate eu l-am presat prea mult pe el. L-am presat pentru că eu vroiam să stea lângă mine. Eram cumva ca o leoaică care șezi numai cu mine. Nu ieși nicăieri, nu te duci nicăieri. Nu-i vinovat doar el. Da, el are vina lui că cumva s-a grăbit să strici lucrurile, dar e și vina mea că întotdeauna sunt doi oameni vinoveți. Nu există unul singur. Zic numai el. S-a dus că l-a închinuit țăracul.
bătut în cap atât. Adică tu acum ai conștientizat. Dar ai reușit să treci peste etapa asta pentru că ai suferit foarte mult, spuneai atunci. Da, și da. Nu vorbeai despre despărțire pentru că te durea. Acum ai depășit și sunteți ok? Da, eu pot să vorbesc liber despre asta și... Bine, eu nu vorbeam public la presă, da? În fața presii, dar cu oamenii care eram, vorbeam, discutam. Am avut prieteni care... așa, care mă încurajau și chiar era proaspăt atunci, știi, și colegii, prieteni mă încurajau și atât de tare mă... Compătimeau. Da, mulțumesc. Mă compătimeau și îmi plângeau de milă. Și eu spuneam că e secret că noi o să ne împăcăm, că eu eram sigur că o să fie... Și numai era de ajuns, a fost de ajuns să spun la acele prieteni buni de suflet, că știa toată lumea și toți muzicanții știau. A doua săptămână voia toată lumea că Mihaela a divorțat. Și eu înțelegeam de unde dracu s-a dus vestea dacă eu n-am zis la nimeni și eu eram sigur că tot o să fie bine pentru că nu are cum o dragoste atât de mare să treacă așa ușor. A fost că la toată lumea sunt probleme, la toată lumea există căderi sau cumva... Ai mai rar trebuie să recunoaștem cu oamenii divorțează după aia să restabilesc. Da, noi oficial suntem divorțați, noi avem certificat de divorț. Acum ai mai multă liniște sufletească. Deci că dacă nu sunteți un cuplu oficial sau urmează să legalizați căsătoria. Nu știu. Da, nu, n-am vorbit despre asta. Dar aștepți din nou cererea în căsătorie? Da, aștept. Asta este al doilea inel de cerere în căsătorie. Mai am unul acasă. Am și verghetta și și mai vreau unul dativ, așa, fără motiv, n-a să-mi dă inel, așa, da? Să-mi dă așa cu motiv serios. Care-i concluzia ta, iată, după toată Santa Barbara asta? Viața e veselă. Deci voi, practic, în 2018, deci au trecut nici 4 ani. Tu ai reușit să te căsătorești, să divorțiezi, din nou să vă recuplați, da? Deci foarte rapid se mișcă lucrurile. Da, și... Ce-ai învățat? Câteodată ai nevoie să pierzi pe cineva. Îți spun ceea ce îmi zice el mic, eu întotdeauna de ce ai făcut așa, că orice femeie bați bărbatul, că n-ai cum, cât de bună n-ai fi, femeia oricum îl satură pe omul de lângă tine și vorbește mult. Și el în toată vremea spune, câteodată trebuie să pierzi și să înțelegi că ai fost prost și trebuie să prețuiești ce ai acasă. Știu că lângă el sunt bine. Și știu că el mă respectă. Îmi pofid de la tot ce a fost, știu că el va fi lângă mine și la bine și la greu. Chiar eu nu spun lui chestiile astea, că nu o să vadă interviul. O să rămână șocat. De unde da. Romantism? Da, de unde eu? Dar uite, o întrebare, iarăși cineva ar zice nepoliticoasă, dar eu îți pornesc de la declarația ta într-un interviu pe care l-ai oferit în 2019, înainte de pandemie. Ziceai că nu ești gata pentru un copil. E bine, tu atunci aveai totuși 26-27. Eu nici acum nu-s gata, dar este vreo femeie poate care e gata să aibă copii? Păi asta e întrebarea mea, da, deci trebuie să fii gata, cum vezi tu asta? Copiii ți-i dă, cred eu, Dumnezeu și la momentul potrivit, ți-i dă atunci când tu vrei să faci ceva, poate când vrei să pleci din familie, poate. Eu așa mă gândesc, acum vorbesc la generalizez, da? Și Dumnezeu ți-i dă, poate, ca să salveze ceva. Ca să-ți dea o bucurie, să-ți schimbi viața. Eu altfel nu-mi explic cum. Dar acum voi vă doriți un copil? Da. Adică tu lucrăm. Ești... Tu ai siguranța acum că ai vrea ca Dumitru să fie tatăl copilului tău? Eu îți zic așa. Poate Dumitru nu a fost cel mai ideal soț. Și poate nu o să fie cel mai ideal soț ca și mine. Poate nu cea mai bună și ideală soție. Dar eu sunt convinsă că el va fi un tată extraordinar. Și dacă ar fi să-mi aleg un tată pentru copilul meu, ăsta ar fi doar el. Wow! Da! Tare mult îmi place! Eu accept dacă o să mă inviți în momentul în care o să apară copilul în viața voastră. Eu să de fiu un naș. A, ești naș, gata? Da! Tu te-ai prins la cuvânt? Da, tu ești seama că dacă Doamne ferește, dă Doamne ceva anul ăsta, anul viitor. Vin! Cu mătru Dorin. Ne încumătrim. S-a duc colași. Deci noi să avem confirmarea asta în interviu.
Vorbind despre partea profesională, popularitatea, tu ești milionară pe YouTube? Da, dar dacă aș fi în bani, ce bine ar fi. Acuși ajungem și la bani. Tu ai un canal de YouTube cu peste 26.000 de abonați, dar în schimb ai melodii care au reușit să depășească milioane. Ai o melodie cu aproape 5 milioane de vizualizări, cea căreia tu nu-i dădeai mult șanse la etapa se concepea. M-aș duce și eu la joc. Da, m-aș duce și eu la joc. A fost melodia care m-a marcat pe mine și m-a adus în fața publicului ca să mă îndrăgească. Tu ziceai că este și cartea ta de vizită, dar toți cumva confirmă asta. Da. Cum explici tu fenomenul acestei melodii? Dar nu mi-explic. Că am avut careva cumva afirmații de la alți colegi și când cu ăsta de două capiși. Știi, mare melodie, nu e o melodie grea, e melodie. Dar cânt un pic din refren, ca să vedem. M-aș duce și eu la joc, mai, cu tot satul la un loc, mai, dau ochii și linii-s rupti, badi, și poalii linii-s cam scurti, badi, dau ochii și linii-s rupti, badi, și poalii linii-s cam scurti, badi. Foarte frumos. Cam așa. Și cineva zicea că ce-i cu... E o melodie satirică, povestea Cenușăreții, că așa am făcut videoclipul, cumva că și-o prins datorită și videoclipului, că am făcut așa o mini-poveste cu puterile mele financiare care le-am avut, că am făcut la fel cu echipa cumătrului meu, ne-am cumătrit Viorel Marcu și îi mulțumesc pentru colaborarea de-a lungul anilor. Și cumva prins datorită și videoclipului. Și... Dar și melodia e bună. Dar nu prins deodată. Știi că nu a avut deodată, gata, impact, știi, cu melodia când o pui, mai ales acum cu toate statisticile astea, că deodată melodia în pușcă, nu a fost așa. A trecut așa vreo jumătate de an, un an de zile și apoi da. Iar e 4 ani deja. De când... 2017, în luna februarie am lansat-o. Da, deci peste 4 ani. Peste 4 ani. Și... Asta e melodia care te face recunoscută, deci publicul deja practic o știe, unii o își cântă când mergi la evenimente. Eu sunt invitată chiar și peste hotare, am avut o nuntă, majoritatea oamenilor care mi-a invită, miresile sau chiar și mirii care mă sună, nu ne place melodia, m-aș duce eu la joc neapărat, măcar de 5 ori să o cântați la nuntă, ați înțeles? Da, tot parcursul serii dacă merg. Și lumea se distrează la greu. Dar nu este nicio nuntă în care, în România mai cu seamă, în care să merg să cânt această melodie și lumea să nu fredoneze cu mine. Spre mirarea mea, eu zic, păi ce-ați găsit în cântecul ăsta? Dar tu ai scris-o, tu ai compus-o? Nu, ca să nu fiu acum. Este o melodie folclorică, am cules-o de la mine din sat și am cizelat-o cumva, am schimbat-o după... Niciodată nu știi la ce... Ai noroc și ce merge. Că muzica e ca loteria. Dar nu ai înțeles în care este specificul unui hit. Uite, am melodii care eu tot compun. Ultima melodie, spre exemplu, se numește M-a făcut mama frumoasă. Am scos-o pe 21 octombrie de ziua mea anul ăsta. Anul trecut, de fapt, 2021. Păi hai jucați pe lângă mine, dar și cu atâta rușine. Și eu, cumva, mi s-a părut mie, mi-au zis tot mai mulți colegi că instrumentiști, că uite, are ceva melodia asta. Și eu, cumva, am fost așa entuziasmată și zic, melodia asta o să prindă. Eram sigură, melodia asta o să împuște, gata, am găsit al doilea hit al meu, știi? Cumva, nu, are 60.000 de vizualizări. Deci nu știi, poate peste jumătate de an. Da, posibil, da, poate. Sau poate după interviul ăsta oamenii o să intre acolo și o da, să... Da, și am avut o melodie așa, am compus și textul și linia melodică și am crezut cumva că o să regăsească moldovencile, că e despre moldovenci și despre fetele frumoase, știi? Și zic, na, vedem. Dar tu mai ai o melodie care e destul de populară și care se asociază cumva direct cu tine, Mândră sunt că-s moldoveancă. Este o linie melodică compusă de Corneliu Botgros. Mi-a trimis, am zis că mie îmi place. Textul mi-a făcut doamna Mariana Honceru, regretata textieră din România. Și l-am mai cizalat, l-am mai schimbat eu cum mi-a plăcut mie. Deci aproape 1,5 milioane de vizualizări pe YouTube în 3 ani. Mândră sunt că-s moldoveancă, cânt la lumie, că mi-e dragă, nu-i ca mine, alta-n sat, ești la joc, ești la cântat.
Da, eu zic că e ok pentru muzica populară dacă singur să stai, singur tu să stai și să privești alți interpreți, că eu nu vreau să mă dau că eu sunt mare sau cineva. Dar, în general, muzica populară adună și mai ales un interpret necunoscut ca mine, pentru că eu, fiind necunoscut și așa, adună vizualizări foarte puține, 5.000, 10.000, ăsta e lux. 10.000 de vizualizări, ăsta e lux. Și eu când am văzut că ceva la mine merge și în 2 ani am adunat 16.000 de abonați, organic, fără ca eu să investesc bani, fără ca eu să fac promovări, fără ca să dau anumitor persoane care îți promoveze canalul, pentru că sunt așa ceva care îți crește canalul foarte repede dacă ai bani. Și îți vine public. Publicitate. Deci, iată, oamenii ăștia așteaptă content de la tine. Muzică, da, și crește. Eu curând o să mai lansez alte proiecte. Așteptăm. Dacă îmi permiți să invit lumea pe canalul meu de YouTube. Și o să fie și în descriere canalul de YouTube al Mihaelei, așa că intrați. Vreau și eu să cresc, să te ajung. Cum e atunci? Ți-am zis că ne încumătrim. Dar spune-mi dacă ai reușit până acum să câștigi și ceva bani de pe YouTube. Ai zis într-un interviu că este monetizabil canalul tău. Da, este. Ai milioane de vizualizări, ai sute de mii, ai zeci de mii. Tot canalul are, cred că, 12 milioane. Da, deci câți bani ai adunat până acum de pe YouTube? Lunar îmi vine. Cel mai mult odată mi-a venit, că nu vine stabil, întotdeauna diferit. Mi-a venit 250 de euro. Cel mai wow! Mult. E mult? În fine, ținând tu ai cont... mai puțin? Eu mai postez mult. Mai cu regularitate. Da, îți dai seama. Da, eu postez așa mai. Și la mine e alt content la tine. E desfășurat, e altceva. Muzica e mai greu de făcut bani pe YouTube. Cum în sens că acum deocamdată nu poți să spui că YouTube-ul ți asigură existența. Va, nu, Doamne. Poate să-mi vină câteodată și 70 de euro. La început îmi venea 20, 25, până au crescut așa încetișor. Dar care sunt sursele tale de venit, de bază? Evenimentele private. În România în special? În România și la noi, dar și mai mult cântă România. Spune care sunt prețurile. Deci sunt două opțiuni. Tu mergi și cânti toată seara sau, evident, poți merge la spectacol și cânti câteva melodii sau mergi ca invitat special. Care sunt costurile? În România, de exemplu. În România... Dacă e să cânt toată seara, de la 500 de euro. De la 500 de euro. Dar în funcție de ce variază? Eu mă mai ocup și de echipă. Aici mai pun în calcul că eu organizez toată echipa, sunt băieții. Eu am vorbit doar de prețul meu, dar e clar că este altă sumă pentru toată formația. Uh-huh. Și stau toată seara. La început nunții până la 5-6 dimineața. Și acolo durează. Faci, în România se cântă mult și e obositor și mai cu seamă că mai faci vreo 500 de kilometri mergând în mașină, scol de la 5 dimineața. Da, dar unii aici în Republica Moldova iau 500, 600, 700 de euro, fiind foarte aproape, iată, de capitală. Tu aici în Republica Moldova... Eu sunt mai modest, așa, cu... În Chișinău, mai înainte, la început, prețul standard, că este un preț standard, să știi că nu este cu prețuri diferite, mai așa, mai puțin se pot alinta. Este un preț standard, 150-200 de euro de solist toată seara, toată noaptea să cânți. Mai nou, am văzut eu că mai eu am rămas în urmă și cânt cu același preț, zic, măi, eu investesc atâția bani în muzică, tot ce câștig investesc și cânt cu același preț cu ca soliștii cei care nu investesc nimic și... Au același repertoriu. Nu au făcut nimic, nu au melodii, au două cântece care de când le-au făcut cu aceleași au rămas și oamenii își trăiesc viața. Eu investesc în muzică, poate mă dezic de alte plăceri ale vieții ca să aduc publicului bucurie și cântice noi și iau aceeași sumă ca și ei. Și am zis că anul ăsta să mai scumpim. Dar până nu de mult era cât? Standard, 200 de euro. 200 de euro. Da, toată seara. Dar dacă mergi ca invitat special, ai deseori asemenea solicitări? Depinde. Acum ți-am zis, anul trecut și anul ăsta am ridicat 350 toată seara. Dacă invitat special, dacă undeva în afara orașului, îți dai seama că cam tot merge, pentru că merge și îți iei și un șofer dacă ești obosit, să nu plătești ceva, Doamne ferește, îți iei o mașină, trebuie să te mai machezi, să-ți cumperi și haine, lumea e voi de bani fășeți. Dar păi costumul ăsta, dacă să-l socot, numai bondița așa e costă 400 de euro. Spre dar exemplu, în total da? Cât ar costa? E foarte scump. E 1000 de euro? 400, 200 cadrința, 200 ia.
Fă un calcul, tu că eu greu cu matematica. Deci în jur de 1000 de euro? Da. Wow! O melodie costă la fel foarte scump. Lumea crede că noi... Dar cât costă ca să faci o melodie? Spune, iată, noi vorbim despre anumite venituri pe care le ai, da, datorită evenimentelor. Dar care sunt investițiile într-o melodie, într-un videoclip? Milioane nu fac, cu siguranță. Sunt investiții, dar eu le fac cu plăcere, pentru că asta e tot ce îmi place mie să fac. Deci tu ai un avantaj, că tu ai scris text și melodie. Asta vreau să spun, când dar ai aranjament, mix orchestră, trebuie să achită orchestra, o melodie se achită, pentru că nu-ți vine nimic gratis, dar ce-i dător, e munca omului, trebuie să-l achiți. Da? Cum merg și eu scând cu bani, așa vine și instrumentiștii orchestra ca să o achiți, așa să plătești. O melodie cu orchestra, spre exemplu, text, linie melodică, eu mai fac singură și economisesc. Dar, de fapt, o linie melodică poate să coste și 300 de euro la compozitori. Un text 100 de euro, spre exemplu, 50-100 de euro un text. Eu m-am făcut mai steață și mai hâtrișoară și mai compun și mai vând și eu melodii deja. Pe bune? Din asta da? Câștigi? Păi da cum? Vinzi păi texte și linii melodice? Melodice, da, la colegii mei. Deci ei solicită sau tu? Da, îmi scrie. Eu doar nu compun muzică și auzi, am un cântec de ăsta, îl vând. Nu. Care se adresează la mine, cine se adresează la mine din colegii mei, prieteni, colegi de-ai mei, spun, uite, vreau o melodie de asta, hai fă-mi. Și eu atunci îmi pun imaginația la, și când am muzică, când îmi vine ceva. Dar tu ai reproșuri din partea colegilor de breaslă? Iată că tu... Ai lansat câteva acolo și ai și deja cu milioane, dar nu, cineva care de o viață face asta și... Toată lumea cumva îmi zice că sunt bravă, că sunt harnic, că sunt muncitoare, că muncesc și sunt ambițioasă. Cumva poate cred că ăsta este atoul meu. Eu așa cred. Eu nu pot, eu mănânc, eu dacă chiar acum am fost în vacanță la sora mea în Rusia și am stat 10 zile. Dorin, eu, Doamne, vreau acasă, tac, am colajul acela care trebuie să-l culoarele să le schimb la clip când îmi place și să-l pun pe YouTube. Mă gândesc, mai am un videoclip care încă nu-i montat, un duet care urmează, deci am diferite. Patru melodii, acum să stau în studio, trebuie să merg deja să pun voce. Pe bune, deci la tu urmează în 2022 lansări serioase. Da, păi eu trebuia în 2021 să lansez CD-ul meu, primul meu CD, cumva de lansare, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat în familia Botgros și cumva s-a stopat și cariera mea, pentru că fără ei eu nu pot să fac nimic, depindem cumva de orchestră și de maestru, dar cu ajutorul bunului Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să lansez, mai am patru melodii în studio, le finisăm și merge materialul către o casă de discuri din România. Deja am vorbit, da? Și o să lansez un CD. Wow! Da. Deja este vorbit doar melodiile. Trebuia în luna octombrie să-l lansez. Dar... Așteptăm noile lansări. Deci noi suntem la timp potrivit cu interviul. Da. Zim ce îți place la anunțile din România și ai vrea să vezi și în Republica Moldova. Sau invers. Veselie. Oameni degajați. În România? Da. La noi mai puțin? Da. Oameni degajați, oameni care se distrează și care umple ringul ăla de dans, că nu poți cânta, ți-i cald, te sfoci, că așa de multă lume dansează în jurul tău. Receptivi, oameni care cunosc muzică populară, nu țanca-țanca, știi? Muzică de o calitate mai puțin profesionistă. Dar te deranjează că muzica asta de o calitate mai puțin profesionistă, cântată de oameni are care succes? Nu obligatoriu au studii, are mai mare succes decât muzica asta care e autentică? Nu mă deranjează că fiecare om are locul lui și până la urmă omul alege, publicul alege, nu sunt eu judecător, dar mă doare. Pentru că noi muncim, eu încerc să fac muzică corectă, adevărată, muzică bună, să nu mă avânt în succesul ăsta pentru bani, pentru programe, să fac o melodie din asta care ar prinde acum și lumea ar primi-o. Dar ai putea dacă ai vrea? Dar peste noapte. Dar care e specificul? Să fie cât mai simplu mesajul, cât Verca mai... Verca Serdiuca și câteva cuvinte acolo. Eu sunt fată de măritat și dă-mă mamă după Iura. Da, asta prinde, da, să știi, și
cu mari păreri de rău. Eu încerc să, că am niște oameni și niște rude care, dar ce nu faci tu un cântec și la vesel, țac, țac. Și eu zic, dați-mi pași, vă rog, nu, dar nu tu înțelegi că publicul larg, iată, nu vede diferența și nuanțele astea. Sunt care văd, sunt care nu înțeleg, nu le înțeleg. Cu oameni sunt diferiți. Dar tu ții foarte mult, adică vei păstra linia asta, da, indiferent care va fi mersul carierii tale. Indiferent, o să păstrez, muzica populară este primul loc, muzica adevărată. Cred că am mai cochetat și o să mai cochetez și cu stilul ăsta mai balcanic spre muzică ușoară. Pentru că când mergi la un program de 40 de minute sau de 45 de minute, am înțeles că e binevenit să mai ai, pentru că omul nu poate să danseze 45 de minute în continuu o muzică populară. Îți mai trebuie niște melodii ca să-i mai hodinești o leac. Știi? Și am zis că o să mai cochetez. Chiar îmi place. Deci veselia din România, ai vrea să o vezi aici la noi și ce ai mai vrea? Veselia, am zis, cultura publicului. La evenimente. Pentru că ei sunt mai educați, puțin ce ține educație muzical. Și înțeleg cumva, poate cumva să mai... Apreciază mai mult muzica... Da, să mai doriți de muzică frumoasă decât de muzică... Tu ești mai solicitată în România decât în Republica Moldova. Da. De ce crezi asta? Nu știu. Pentru că poate cânt o muzică nu de care... vrea să asculte lumea la noi. Știm bine ce se ascultă în mare parte, bine că nu toată lumea, dar în mare parte se ascultă muzică comercială. Comercială, da. Să fiu bine, explicită cumva să fiu. Dar în România sunt și acolo, este și acolo muzică comercială și de o calitate mai proastă, să zic așa, că până la urmă muzica e muzică și oamenii aleg ce să asculte, nu noi. Eu îmi vând produsul, cine vrea îl ascult, cine nu, nu. Dar, na, așa sunt, eu tot îmi pun întrebare, păi de ce eu sunt întrebată mai mult în România ca aici? Că poți să mergi pe stradă să întrebi și nimeni nu o să mă cunoască, sau mulți care ne urmăresc, eu sunt sigur că nu știi cine sunt eu. Da, te vor ști după interviul ăsta. Da, Doamne. Tu ai cântat pentru politicieni? Nu. Dar ai acceptat să mergi la un concert politic? Nu. De ce? Dar nu vreau murdărie și nu vreau să am... Știu alte colegi care sarași le-au avut de suferit. Și asta te sperie? Și plus că eu sunt un om care n-are treabă cu politica. Dar ai avut invitații la concerte politice? Da, am avut. Precizez de fiecare dată? Am avut și am întrebat dacă e așa, dacă... Am avut chiar câțiva, vreo 2 ani în urmă când a fost. Și am refuzat. Eu am întrebat, e politic și pentru... Dar nu, că a încercat cumva să mă așa, ea nu știu, crezi, au văzut că sunt tineri, că ea să accepte, e și fetița asta. A să fac treaba, să cânte lumea, să dansează și a să accepte, eu n-am acceptat. Deci ești categoric. Da, știu acolo care s-au dus, colegi, dar eu nu m-am dus. Dar ce părere ai despre artiștii care cântă pentru politicieni? Nicio părere, e alegerea lor. Nu-i condamni. Dar ce să-i condamn? Colegii mei trebuie să-și fac treaba. Eu nu zic, na, peste 10 ani, poate peste 10 ani să mă duc să cânt și eu, poate n-o să am și mânca. Și să-mi trebuiască să mănânc. Până la urmă, noi suntem vezi interpreți. Că nu merg doar cei care n-au ce mânca să cânte pentru politicieni. Eu nu văd o problemă dacă artiștii merg la un concert politic, ca să mă înțelegi corect. Și eu nu văd o problemă. Dar nu văd o problemă la artiștii care fac asta conștient. Adică și-și asumă. Da. Dar nu după încep, că nu știam că am fost acolo și când am văzut în spatele meu un banner roșu și eu nu am înțeles unde mă aflu. Deci cumva argumente din astea, ele nu mai merg. Eu am fost și am cântat de multe ori în sate unde dominau anumite partide, da? Să zicem. Că era primarul. Sau? Că era, primarul era de la acel partid. Dar eu când am sunat am zis, eu vă rog frumos, eu nu particip să zic, sau să iasă... Cineva care... Cu discurs politic. Cu discursul, da, politic. Eu le-am zis, eu vin și cânt, voi faceți discursuri, dar eu să ies strâng, votați oameni buni și că ies buni și... Dar cine eu să le spun la oameni și să voteze? Da, mi se pare greșit în momentul în care... Și incorrect, de fapt, în momentul în care artistul vine cu un demn de pe scenă. Decât trebuie să facem o precizare. Dacă el crede asta și, într-adevăr, din tot sufletul susține formațiunea este... respectivă, atunci poate public să facă acest lucru.
Top 3 artiști din Republica Moldova pe care îi asculți de fiecare dată cu plăcere. Și acum o să zici, Dorin, eu am vreo 10 și ca să nu supăr pe cineva, o să-i numesc pe toți. Zic 3 artiști care îți vin, iată, întâi de toate în minte. Care ascult cu mare plăcere din Republica Moldova. Din Republica Moldova. Nu din România, da, din Republica Moldova. Adriana Ochișanu. Tatiana Jacot. Da, mai nu știu dacă cunoști, la Orchestra Lăutari. Și Igor Cuciuc. Da, este un interpret foarte bun. Curios, deci nu mă așteptam la așa o combinație, dar îmi place ce ai zis. Mai sunt, dar tu mi-ai zis, spun trei, că eu îmi plac foarte mult, colegi de-ai mei. Poți să zici nu obligatoriu din muzica populară alți trei. Vai, trupa Acord, pentru că eu mai nou, bine că nu am colaborat cu ei și m-au invitat în spectacolul lor, nu de asta, dar eu chiar îi admiram, noi ne întâlneam foarte des la evenimente, ei vineau cu program și cumva noi suntem așa compatibili, suntem pe o undă, sunt băieți modești, faini, de treabă și cu picioarele pe pământ și mai își cântă bine și mai sunt și frumoși, gata. Ce? Așa, Acord? Acord, Tatiana Turtureanu. O solistă foarte bună. Dan Bălan. Iată, foarte bună. Așa, tu spuneai undeva că ești pentru operații estetice. Hai acum să vedem dacă s-a schimbat ceva în ultimii ani. Nu-s pentru. Adică ai admit că la un moment dat ai putea să faci anumite operații estetice. Da, eu am un vis să-mi operez nasul. Că nu-mi place nasul meu. Îmi pare că e mare, că nu știu ce vreau să-mi fac. Tu vrei să-ți faci operație estetică la nas? Eu gând de-a meu, nu cred că o să-mi fac. E doar un gând de-a meu că am mai văzut la alte prieteni. Să-l micșorezi? Da. Serios? Da, eu nu am dorința să-mi fac sâni, să-mi fac fund bombat. Nu, n-am din astea. Dar ai vreo intervenție estetică până la această vârstă? Am acid hialuronic în buze. Deci buzele tale sunt... Eu nu mi-am făcut buzi ca să fiu, nu știu, tu vezi așa vizual, pare că eu am buzi făcute. Buzile ies în evidență, dar nu ies în evidență în măsura în care să zici că ceva cu siguranță s-a făcut. Mi-am făcut din motiv că era o necesitate, eu chiar nu aveam buzi, dacă să vă arăt o poză, ca lumea să înțeleagă. Da. Serios, știi? Și mai ales eu sunt așa cu o față mai rotunjită, așa mai mare, nu sunt micuță așa de felul meu. Sănătoasă, m-a făcut mama sănătoasă, aveam nevoie cumva să fac o proporție la față și dacă această operație merge spre bine și spre înfrumusețare și ai nevoie de ele, fă-ți cu viață trăiești. Care este cel mai mare regret al tău? Că am suferit și am plâns prea mult, când nu trebuia. Și nu, am eu așa o calitate foarte... grea pentru mine. Niciodată nu sunt mulțumită de nimic. Eu nu sunt mulțumită de mine niciodată. Eu nu sunt mulțumită de felul cum arăt, cum mă comport, cum... Pe bune? Da, eu nu sunt mulțumită de cum cânt. Eu nu sunt mulțumită de, nu știu, întotdeauna eu găsesc de ce sunt în eu. Întotdeauna zic că nu a fost bine, se poate și mai bine. Eu sunt foarte autocritică și asta cumva mă bagă și în depresie câteodată. Stări din astea. Ce înseamnă pentru tine mama? Mama, ca pentru orice om, cred eu, că înseamnă viață, în primul rând. Mama înseamnă liniște. Mama pentru mine înseamnă prieten. Și mama înseamnă pace. Foarte frumos. Bună comparație. Și Mihaela, ce contează cu adevărat în viață? Știi ce am înțeles eu la vârsta asta mea, înaintată și foarte experimentată vârsta mea, am înțeles că cel mai important în viață, în primul și în primul rând, este sănătatea și în al doilea rând, liniștea sufletească. Ce folos că ai bani și de toate, dar dacă sufletul tău e rătăcit și el într-una e zbuciumat, e greu să trăiești așa.